Bun găsit, doamnelor, domnilor, începe 100%. Băi, cred că atrag numai scandal, numai panoramă și numai... Băi, cred că asta e, bă, eu, asta e man, așa, în studioul ăsta, mă. Nici n-am început bine emisiunea, s-au așezat invitați și s-au luat la ceartă. Băi, s-au luat la ceartă. Bă, că nu știu ce, că nu știu cum. E un proverb românesc, e mai mare daraua decât ocaua. Acum nu știu ce e dara, dar, din punctul meu de vedere, bă, cam asta s-a întâmplat. Suntem în prea frumoasa lună septembrie. 4.700.000 de oameni, adică pensionarii țării numită România, primesc pensiile conform noii legi a pensiilor, celebra lege 360, care a intrat în vigoare, doamnelor și domnilor. Deci ea este în vigoare. Acum, unii spun că vor contesta la Curtea Constituțională această lege și că, teoretic, așa cum spun juriștii lor, legea va fi întoarsă către Parlament pentru unele modificări. De cealaltă parte, arcul guvernamental spune, stai mă, că am eliminat inechitățile și că 3 milioane de oameni au primit în plus bani la pensie. Băi, să fie primit, fie vorba românului. Da, ce faci cu restul? Da? Pentru că, așa cum am prognozat, oamenii chiar se ceartă unii cu alții, vecinii din față cu vecinii din spate. Vecinii din spate cu cei de pe lateral. Vecinii de pe lateral cu vecinii de pe diagonală și tot așa. Pentru că lumea vorbește, mă, dar ție cât ți-a dat? Păi mie mi-a dat 200 de lei, dar ție Ioane? A, păi eu am primit 2000. Dar ție Margareta? E, Margareta zice, nu, mie mi-au luat. Acum, există niște obstacole care vin în calea citirii, doamnelor și domnilor, pentru că oamenii s-au trezit cu două sume pe deciziile de recalculare. Vă dați seama că mulți au dat cu o bască imaginară de podea, da? Și după aceea au murmurat prin barbă cuvinte de mulțumire tuturor celor care s-au gândit la ei. Dar în continuare există erori, există niște decizii care se bat cap în cap. Există niște categorii profesionale care au ieșit la pensie la un moment dat, conform legii, evident, în țara românească, și care acum sunt pur și simplu văduvite de o potențială indexare la 1 ianuarie. În plus de asta, există categorii care vor ieși, începând de astăzi, să zicem că își depune omul dosarul, că plinește vârsta, și care vor avea o pensie calculată mult mai mică decât a celor care au lucrat cumva în aceleași condiții, dar au ieșit mai de mult. Toate lucrurile astea nu fac decât să antagonizeze, cum spuneam, și teoretic, în momentul de față, la Palatul Victoria, acolo unde are sediu Guvernul României, este o pisică neagră și supărată, așa, care zgârie și scuipă, și care se numește pensioara mea maică, da? Nu poți să mulțumești pe toată lumea, o să spună ei. O să facem eforturi să cumva să compensăm, au să spună ei. Dar dincolo de asta, oameni buni, ceea ce s-ar fi vrut a fi o mare bucurie peste nația română, s-a dovedit a fi ceva dulce, amărui și sărat în același timp. Ok, avem mulți oameni în studio, sunt convins că o să iasă discuții aprinse. Voi scrieți în continuare pe adresa de e-mail pensiaronrealitatea.net și vă rog din tot sufletul meu de copil, în momentul în care ne și scrieți și ne sobați imperativ să vă sunăm, lăsați și numărul de telefon. Asta e una. Doi, trimiteți-ne deciziile, trimiteți-ne deciziile de recalculare și trei, aveți răbdărică pentru că știți cum e, timpul este limitat, luăm și noi aleatorul oameni ca să acoperim întreaga plajă. Astăzi, ca de obicei, imagini și amănunte care vor afecta emoțional și văd că s-au liniștit oamenii din jurul meu, așa că vă anunț pe toți, începe 100%. Viorica Dăncilă cu noi, sărut, bună, bine ați venit. Bună seara, mulțumesc. Iulian Surugiu, de asemenea, bun găsit. Bună seara, mulțumesc. Social-democratul Gabriel Zetea, bun găsit, domnule Zetea, bine ați venit. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Vasile Zelca, președintele SNPPC, bun găsit. Bună seara. Doru Petrescu cu noi, bun găsit. Bună seara. Dumitru Leonte, de asemenea, studio, bun găsit. Profesorul Petrișor Peiu, bun găsit. Bună seara. Mulțumesc tuturor.
E bine, doamnelor și domnilor, guvernul s-a întrunit în ședință de guvern, cumva apăsat și de toate scandalurile care au venit în întreaga săptămână pe diverse căi vis-a-vis de această nouă lege care tocmai a intrat în vigoare, vă aduc aminte, la 1 septembrie. E bine, doamnelor și domnilor, cumva guvernul încearcă să dreagă busuiocul în momentul de față, majorând niște sume, niște quantumuri până la care poți să primești tichete de masă. E o chestie de asta de a împăca și capra și varza. Cumva guvernul recunoaște că sunt mega probleme. În plus de asta, spre nefericirea tuturor, sunt foarte multe decizii de recalculare cu erori. Iar Marcel Ciolacu s-a referit direct la aceste erori. Toți cei care în urma recalculării au decizii cu pensii majorate, să aibă certitudinea că această decizie nu mai poate fi anulată. Și îi asigur că nimeni nu se atinge de banii lor. De asemenea, toți cei care dovedesc că li s-a aplicat eronat recalcularea pensiei vor primi un răspuns prioritar, cu detalii clare privind rezolvarea situației. Bun, asta zice Marcel Ciolacu. Acum vin și vă întreb eu, la un moment dat o doamnă s-a trezit cu o decizie de recalculare în care pensia domniei sale ajunsese de la un quantum de ăsta modest de 2000 și ceva de lei la peste 10.000 de lei, da? Așa că dacă zice premierul că e ok, doamna poate să stea bine, mersi acasă, nu? Ea s-a dus să conteste acea decizie fiindu-i frică că îi se vor lua bani. Da? Dar premierul spune așa, cei care au primit decizii de recalculare cu pensii mărite să stea liniștiți toată lumea. Deci eroarea în sus e permisibilă. Eroarea în jos, ce să vezi, va fi prioritate. Prioritate ai doar dacă te duci să contești. Dar atunci când te duci să contești, să dau niște termene extrem de largi, care nu fac altceva decât să depășească ceea ce scrie în decizia de recalculare. Adică, contestarea acestei decizii de recalculare se face în termen de 45 de zile de la data primirii acesteia. În caz contrar, la revedere și un praz verde. Cum procedăm, doamna Dăncilă? Deci, eroarea în jos zice că prioritară că mergem să facem, dar eroarea în sus nu mai e, că nu mai e eroarea acolo. Dacă ne amintim, chiar acum 2 luni de zile vorbeam la dumneavoastră în studio de faptul că 800 de persoane s-au trezit că trebuie să returneze eșalonat niște bani pentru că le-a fost calculată greșit pensia. Deci eu cred că domnul prim-ministru nu poate să garanteze acest lucru, pentru că dacă este o eroare care le dă mai mult, cum ați dat și dumneavoastră exemplu, este clar că lucrurile nu vor rămâne așa. Pe de altă parte, domnul prim-ministru spune că oamenii trebuie să demonstreze că decizia este greșită. Cum să demonstreze? Nu au un buletin de calcul. Mulți dintre ei nu cunosc termenii și nici nu pot să citească acea decizie. Da, păi să demonstreze că decizia a fost greșită. Păi atunci pentru ce mai sunt cei care trebuie să le calculeze pensia? Pe de altă parte, nu oamenii trebuie să demonstreze. Eu mă așteptam ca domnul prim-ministru să vină public să spună: știm care sunt problemele, am discutat cu experți în domeniul pensiilor, am văzut pe posturile de televiziune că sunt oameni nemulțumiți, căutăm soluții pentru acești oameni. Și aici mă refer la mineri, la petroliști, siderurgiști, cei din silvicultură, pentru că oamenii aceștia au cotizat mai mult. Chiar dacă au avut o perioadă mai scurtă, pentru că media de viață era în jur de 60 de ani, condițiile de muncă erau foarte grele și atunci, conform legii, au ieșit mai devreme la pensie. Pe lângă faptul că acești oameni nu vor lua puncte de stabilitate, ei stând mai puțin în câmpul muncii, acum vii și spui, trebuie să vă dăm pensia în plată, dar de fapt voi meritați mai puțin. Mi se pare și jignitoare această abordare. Deci, cred că nu trebuie să te raportezi și să aștepți mulțumiri din partea celor care le-a crescut pensia, pentru că este dreptul lor. Nu le-a făcut nimeni niciun beneficiu sau le-a acordat vreo favoare, este dreptul lor. Dar nici să te raportezi la cei care au pensiile foarte mici sau care le spui că nu va fi pensia înghețată pentru o perioadă lungă de timp, că ei nu au drepturi. Să nu uităm că 2/3 din pensionarii din România au sub coșul minim de
consum. Păi, întrebare de logică, domnul Surugiu, spuneți-mi așa, întrebare de logică. Dacă premierul spune că decizia de recalculare nu poate fi anulată, asta e de logică, întrebarea asta. Dacă tu nu contești sau nu găsești timpul necesar sau nu ai rată să mergi din Văscăuții de Deal la primul municipiu care are casă de pensii, nu? Ca să duci să contești acolo, așa, pierzi cele 45 de zile și rămâi cu decizia... La revedere, drumul. Chiar dacă e greșit. Dar eu vreau să vă spun următorul lucru. Deci dacă vreau să facă treabă serioasă, separau cel puțin, Moș Leonte, ajutoarele sociale, da? Și începea să se uite. Dom'le, începea, au avut, dar n-au făcut. N-au vrut. Începeau să se uite cât e coșul zilnic. N-au vrut. De supraviețuire pentru fiecare cetățean din România, da? Mm-hmm. Și de acolo pleca. Deci, din punctul meu de vedere... Dar nu s-a mai întâmplat, au făcut o lege, asta e legea. A intrat în vigoare legea. Iar premierul nu e lege. El doar face niște declarații acum, că e în campanie electorală, declarații politice, punct. Da? Când noi discutăm aici pe lege, cetățeanul trebuie să meargă la justiție, să facă contestație și să... O să vă arăt eu, oameni buni, ce e de făcut în momentul în care dumneavoastră credeți că... Imediat, domnul Zetea, credeți că pensiile au fost calculate greșit, dar hai să vorbim și cu oamenii printre picături. Doamna Istrate Florentina, bună ziua, înțeleg că sunați în numele mamei, de unde sunteți și ce a lucrat mama? Bună ziua, bună seara! Eu sunt fata lui de acolo, Ioana. Mama a fost contabil și încă mai lucrează, mă rog, la 7-6 de ani, contabil. De unde sunteți deloc? Sunt curios de unde ne sunați. Ialomița, din Ialomița. Județul Ialomița. Da. Bun, ce vreți să întrebați? A primit decizia de recalculare, noua decizie de recalculare, unde i s-au oferit niște puncte de stabilitate, cele care depășesc 25 de ani de muncă, fiind alocată o sumă de 291 de lei acestor puncte de stabilitate. Aceste puncte nu se regăsesc în pensia, în noua pensie, adică în cuantumul pensiei de la 1 septembrie. Adică dânsa a rămas, având 2741, a rămas tot cu 2741 lei. Deși există în decizia aceea că are niște puncte de stabilitate. Exact. În valoare de 291 de lei, nu contestăm calculul, este foarte corect conform legii, adică știm și noi regula de calcul, acele 3 puncte și ceva fiind 291 de lei. Acești 291 de lei nu se adaugă la pensia. Foarte tare. Uite să uită domnul Peiu acum. Domnul Peiu, ia uitați-vă, domnule, e regulă. A băgat stagiul asimilat 5 ani. Da. Stați așa că ne uităm acum, doamna Istrate. S-a dus la 45 de ani. Da, i-a băgat stagiu asimilat. A avut un stagiu de 5 ani necontributiv. Asimilat, a avut grupă de muncă cumva? Sau facultatea. Facultatea i-a băgat la asimilat. Facultate, vreun concediu medical, vreun? Nu. Păi ce concediu medical de 5 ani, domnule? Adică de 5 ani, nu cunoscut. Facultate. Păi nu, da. A fost pe caz de boală, a fost pensionată. 5 ani. 5 ani pensionată, da. Păi da, hai să explicăm așa, că oamenii se uită la decizia asta. Și se uită așa, băi, eu la 31.08.2024, august, eu încasam pe car sau venea poștajul și îmi dădea 2741 de lei, da? Să uită pe total stagiul de cotizare. Cifre. Număr de puncte de stabilitate acordate pentru stagiul de cotizare contributiv realizat la peste 25 de ani contributiv. 3, cât e acolo, că nu mai văd ce e. 3,59, da? Să uită mai jos și vede același cuantum al pensiei ca mai sus. Unde sunt punctele de stabilitate care trebuia să se adauge la cuantumul ăla de 2741? Unde aici sale? E doar punctajul anual, da. Unde sale? Păi nu avem numărul de puncte. 45 de ani, domnul profesor. Stagiul de cotizare contributiv 45 de ani. Dar n-avem numărul de puncte. Da, decizia anterioară. Și păi, dar pe să care nu avem. Și nu se avem. se acordă puncte de stabilitate doar pentru 6 ani. Cam puțin. Ia, ce spuneți, doamna Istrate? 3,5 înseamnă 5 plus încă 1, da. Nu, stați așa, stați, doamna Istrate, lămuriți-ne. Da.
Eu am trimis către dumneavoastră și decizia din aprilie, același an, din anul ăsta. Păi nu, da, eu mă uit pe decizia asta. Asta doamna Dăncilă a pus o problemă foarte bună. Aveți dreptate. Dacă a lucrat 45 de ani, dar ce are 3,5? Să ne uităm noi. Deci are 6 ani, deci, doar... punctele de stabilitate, domnul Zete, așa zice legea, se acordă pentru stagiu contributiv. Da. Nu ăla asimilat, nu nimic, da? Doamna are stagiu de cotizare contributiv 45 de ani, deci 20 o lună și 10 zile. De asta că facem calculul. Domnul Leonte, 2,5 puncte până la 30 de ani, da? Trebuia să primească la 45, 16,25 puncte. Gata, uite, deci am scris aici. 16,25. A făcut domnul Leonte calcul. Fiți atenți, da, stai că e haioasă. I-au dat doar 3,35 de puncte. Deci au făcut-o de 13 puncte odată. Deci 13 puncte. Stați un pic. Și cu astea 3 puncte și jumătate, cuantumul pensiei, doamne, a rămas identic. Identic cu cel primit, unde-i mă pe mai sus, după mai zero, acolo. Cu cel primit în august. Asta ce? Trebuie, eroare. Mulțumit, trebuie să fie mulțumită, doamna, că nu i-a spus. Deci, nu, doamna, dar... Israte, stați un pic, dați-ne decizia cealaltă. Prima decizie, prima decizie, doamna Israte, vă rugăm, prima decizie, nu, păi cea din aprilie. Dânsa a trimis-o, dânsa a trimis-o. Nu, a zis că a trimis-o din aprilie 2024. Prima decizie. Stați un pic. Ce vreți să știți din prima decizie? Păi nu, ce prima număr decizie de puncte are? Este decizia trimisă în regie din 2005. 2005. Ce număr de puncte avea că... atunci? Aia. De ce? Imediat. Da. Ia veniți, ia, ia. Nu vin, nu vin. Ia ce aici. Imediat. Stați, domnule, să vedem ce număr de puncte. Ioana, avem prima decizie trimisă? Am trimis-o. Păi stai, doamnă, că avem 243.000 de mail-uri. Acum nu mai știm care e una, care e alta. Mă rog, citiți-ne numărul de puncte din decizia din 2005. Imediat. Stai, mă, că mai e ceva. Stai, că mai e ceva în decizia asta. Eu acum văd. Suma punctelor anuale realizate de titular la 31-8-a 0,32. Ia duce, ia, domnule, uite. Deci ia, e o medie, domnul. E o medie, da? Medie după ce? Medie anuală. Nu ia, domnule, ia, hai să vedem care treabă. Sublinie imediat, domnule. Lasă, domnule, că știe să citească. Să ne spună, doamna, suma punctelor. Da, am găsit. Ia, spuneți. Număr puncte realizate, 32,21, etc. 32,21. Deci, bun. A avut 32,21. La acest număr de puncte, chiar dacă a scăzut din stadiu, nu-i dădea puncte de stabilitate pe perioada care a lucrat, deci că a fost în pensie de boală, dar nu trebuia să-i scadă din punctaj. Deci, la punctajul total... I-ar fi ieșit 2900. Da. 2900. Nu, trebuia să-i adune... Trebuia să ia acele stabilitate. Puncte care au fost realizate cât a fost în pensie de boală. Nu-i dădeai puncte de stabilitate, dar nu trebuia să umbli la numărul total de puncte realizat până la data de 31 august 2024. Corect. Deci iată domnul Zedea Câmpenea care a făcut-o specialiștii dumneavoastră. Doamna, ce face doamna? Să întrebăm pe doamna ceva. Doamna, mama dumneavoastră a ieșit la pensie și după aia a mai lucrat? Da. Nici alea nu se regăsesc aici. De acolo cei 45 de ani. Și câți ani a avut lucrați înainte de a ieși la pensie? Adică cât a lucrat după ce a ieșit la pensie? Mai simplu. Deci în 2005 am înțeles că a ieșit la pensie. Domnilor, să ne înțelegem foarte clar. I-a luat ca și bază de calcul data când a ieșit la pensie. Nu s-a mai ținut cont de punctaj. Deci avea 45 de ani de contributivitate. Da, i-a dat 45, dar nu s-a ținut cont de punctaj realizat în perioadă. Au încurcat apele. Domnule, au scris pe decizie? Băi, au scris sau nu au scris? E eronată decizia. Decizia este eronată. Domnul, doamna Israte, uitați ce s-a întâmplat. Ei v-au luat în calcul doar punctele realizate până când a ieșit la pensie mama dumneavoastră, dar ca număr de ani au luat și pe cei de după pensie. Toată perioada.
Și aici aș vrea să fac o precizare. Ce domnul vreau? Ciolacu spune oamenii să-și facă calculul. Păi oamenii nici nu înțeleg să citească ceea ce li se... Dar nici noi nu știm să citim ceea ce se întâmplă, doamna. Deci, în asta trebuie să o deslușim, să ne dăm seama. Doamna Istrate, deci mergeți cu jalba în proțap unde aveți de mers, la casa de pensii sau în instanță, că e o varză decizia asta, este o varză. Și la instanță. Și domnul Zete de acord că e o varză, da? Hai să rămână, numai bine. Ce avem acolo în imagine? Uite-o, pe doamna ministru din Guvernul AUR dă consultări la cine? Doamna Barcare acolo, nu? Dă consultări la pensionar, că și acolo e coadă. Bun, hai să mergem la domnul Bona. Bună ziua! Laurențiu Botin. Vă salut. Dumneavoastră ne sunați de unde și pentru cine? Eu vă sunt în Italia, că am primit decizia tatălui meu acum vineri, da? La ora 2. Așa. Care el nici nu a apucat să o vadă, că la vârsta de 72 de ani stă pe munte la oi ca să poată să plătească curentul, lemne și tot ce are de plătit. Așa. Și ce zice decizia tatălui? I-am explicat. Am trimis decizia la dumneavoastră. Păi ieșit la pensie în 2018 cu 31 de ani de muncă și 14 zile o plătit în luna iulie 11.000, 1.100 de lei la care am sedeș la un sediu, care i-o calculat pensia, i-o trimis grupa, întâi, grupa 2 de muncă, 2 ani, care au fost 100% și domnii nu i-au luat nimic în calcul. I-au dat pensie socială, la 31 de ani de muncă, fără stagiu militar, fără... Adică a luat adeverințe pe ce a muncit sau cum, că n-am înțeles, la ce a dat bani? Urmează recalcularea mică. Ce mică, pe 2 ani, ce Dumnezeu ia acolo? Au venit de la Oradea și de la casa de pensie, de la județul Caraș Severin, de unde a condus domnul Mocioarcă și cu domnul ministru de interne Vela, cel cu geaca neagră. Aia era gri, da, lăsați. Nu, a avut una neagră, că el a luat de la sindicalist, nu mai el. Bun, domnul, stați puțin, domnul Bona, ca să înțeleg. Deci, dumneavoastră, ce reclamați? Că nu înțeleg. Mergeți dumneavoastră, dacă... Reclam cum e posibil 1698. La 31 de ani de muncă să-i dea pensie socială de 1696 de lei. E mai mare. 1241 pensie. 1281. Stați un pic, domnul Bona, stați că vă spun eu acum. Pensia socială e 1281. De stabilitate. Cât are? 20,95 puncte de stabilitate. Băi, ești nebun. Nu, ăsta e numărul total. Nu, domnul Peiu, mai în dreapta, domnule. 2,36, uitați-vă acolo. Puncte de stabilitate, 2,36. Păi da, dar și omul se întreabă cum e posibil după 31 de ani de muncă. Păi a avut salariu mic. Uite, a avut salariu mic. Anuale 18,59. O a avut. A avut salariu mic. A avut salariu mic, domnul Bona? Aici soluția era alta. 2, 3, domnul 6. Zete v-am prezentat-o când erați la Parlament. Nu s-a vrut. Dați-l pumn să vorbesc. Zile au fost asistat social la o soră de-a mea care este bolnavă, care domnul primar, atenție ce vă spun acum, domnul primar Gheorghe Vela de la Slatina Timiș, i-a tăiat pensia de întreținător cu grad de handicap dat de domnii, cu domnul doctor. Este mort, care a fost dat pentru șpagă de la Caraș. I-au tăiat pensia de întreținător lui tata și lui soara mea, l-a trimis acasă și dau pensii. I-am trimis domnilor la casa de pensii la Caraș 3 sesizări, care persoanele merg la muncă cu gradul 1 și gradul 2 de handicapat și nu mi-au spus domnii că nu poate să facă nimic. Am înțeles nelămurirea dumneavoastră. În cazul tatălui dumneavoastră e doar o supărare pentru că a avut salariu mic și legea zice că așa se face calculul. În ceea ce privește mișmașurile pe care le fac unii pe acolo prin zonă, astea tot apar în presă, dar nimeni nu... Pe care le avem cam... Da, nimeni nu, are ce să facă, nu e supărat. Ce să bun, până... Mersi, vă salut! Vă salutăm, italienii, spor la treabă acolo. Da? Partidul AUR, doamnelor și domnilor, a ieșit astăzi într-un fel de conferință de presă în care a condamnat ceea ce s-a întâmplat cu noua lege, vorbim aici de erori, și au vrea un act normativ nou.
Partidului Aur, eu îi sprijin și am susținut această sesizare care vine să ceară, și eu zic că este foarte bine, anularea acestei legi. Legea este neconstituțională sub multe aspecte. Ea nu face, nu reglează niciun fel de inechități anterioare, ci aduce alte inechități, probă fiind că după ce a intrat în vigoare de o zi, guvernul vine să facă altele speciale pentru o fracțiune din cei care ar fi trebuit să beneficieze de această lege. Deci este o lege care deja este cu prea multe probleme. Prea multe probleme, Doru Petrescu, Vasile Zelca, domnul Zetea, cumva la primire acum. Da, sunt multe probleme, de un an de zile discutăm despre probleme. De probleme de care nimeni n-a ținut cont. Acum li se spune pensionarilor că au contribuit puțin și ăsta este motivul pentru care au pensii mici. Dar să nu uităm că după 90 o grămadă de întreprinderi s-au închis forțat, deghizând șomajul în pensionare anticipată. Noi am păcălit pe pensionarii. Am spus, dom'le, ieșiți la pensie că economia nu mai suportă întreprinderile. Le-a dat ajutoare să-și facă tarabă. Da, exact. Sunt și greșeli de proiectare a sistemului, să știți. Da. De exemplu, toți cei care au hotărâri judecătorești, nu li s-au preluat deciziile judecătorești în noua decizie. Aici este proiectat greșit softul, care a preluat datele de dinainte de proces. Da, chiar. Deciziile pensionare s-au digitalizat. Da, chiar. Da, chiar, bravo. De exemplu. După asta e altă categorie. Cei care au adus adeverințe înainte de 2021, în formatul pe care l-au adus, iarăși nu au fost luat în calcul. A doua greșeală de proiectare de sistem, pentru că s-au referit numai la deciziile pe care le aveau ei în baza de date cu deciziile. Deci, nu la restul documentelor, așa zis, digitalizate. Deci, domnul, adică Joachim, sunt și erori de proiectare. Există... Uite, avem aici reprezentantul PSD-ului. Nu mă adresez. Eram curios să văd ce, să aud ce zice. Da. N-are ce să zică, că vede care e situația, nu mai are. Soluția există. Având în vedere că nu s-a respectat niciun punct din acel PNRR, partidele politice de România trebuie să sesizeze Comisia Europeană, Banca Mondială, fiindcă miniștrii au dezinformat, au dat informații false, Comisiei Europene, și faptul că am ajuns aici, au dezinformat total. Așa, și dacă sesizează, ce se întâmplă? Dacă sesizează, ni se dă voie să modificăm legea. Asta... Până l-ați auzit ce a zis domnul Ciolacu, că domnul Ciolacu are la ora actuală, vă spun un lucru, domnul Ciolacu are la ora actuală două proiecte de legi care sunt deja în procedură. Ce pentru plan? Modificare, care sunt la Senat. Deci te facem o lege ca să modificăm o lege? Păi n-avem... Păi cum poți să modifici o lege decât tot prin altă lege? Tot prin altă lege. Nebune, abia au intrat de două zile în vigoare o lege. Dacă s-o dovedește că e proastă... Alta 127 nici n-a funcționat. Domnule, care era lege bună. Domnule, stați, domnule, discutăm din noiembrie 2023. Da, bravo, da, bravo. Aia spuneam și eu. Din noiembrie 2023 le-a spus. Și le-a spus la toată lumea. Domnul Ciolacu i-a transmis. Nu trebuie să aștepte să se producă aceste nemulțumiri. Și 10 oameni, dacă sunt nemulțumiți, și tot ar trebui să se revoare. Dați auzit proverbul ăla care e de sorginte de aia de prin Sahara, când e latră caravana trece? Păi așa s-a dorit. S-a dorit prezidențiale în septembrie, care era acoperit. Aș vrea, dar ce poate, domnule Leonte, că am și un telefon. Noi de 3 zile comentăm pe legea 360 privind pensia în sistemul public. Legea 223 din 2015 are 8 ani. Cât are? 8 ani? 9 ani. De așa. Când a fost emisă, promulgată, privind pensiile militare de stat, și de atunci avem inechități în pensiile militare de stat. Păi de atunci, pe care nu reușim, nu, s-a atins tot timpul, să știți. Militare... Mai rău, din rău în mai rău. Da, din rău, alea militare promit că o să aloc, câteva minute. Păi militare și polițiștii nici nu există în România. Stați un pic, domnule, bine că ați adus aici discuția. Hai să vă spun ceva. Știți că cei care au lucrat în Ministerul de Interne, de exemplu, sau în Ministerul Apărării, mai puțin de 15 ani, acea perioadă nu apare, și după aia în civil, acea perioadă nu apare nicăieri? Exact. Nicăieri. Nu, da, nu, pentru că trebuie să cer adeverință de la minister. Știu. Tot nu apare în revisal, așa este. O să ajungem în România, domnul Zelca. Da, înțelegeți. O să ajungem în România să luăm adeverință, că nu avem nevoie de adeverință? Exact. Da. Deci, domnul Zetea, vă rog, până la primul telefon. Corect. E o lege, care nu a nemulțumit 10 oameni, 15 oameni. La nivelul de 4.700.000 accept
erori la 1%. La 1% accept erori. Dar dacă... Nici domnul Zetea nu crede că... Dar dacă... În primele 10.000 de decizii, 10.000 de decizii, 1.000 au fost greșite. Declarație de la nivel guvernamental, de la doamna ministru Simona Bucura Oprescu. Procentul de 10% este uriaș. 1000 la 10.000... Este acum, uriaș, 10% există, e uriaș. Dar nu poți să există, nu există 10%. Păi minte, doamna ministru. Mai mult. Nu. Păi nu a zis, mă, doamna Bucura Oprescu, în direct, din primele 10.000 de decizii care au venit contestații. 800 sunt. Nu. 1000 erau defecte. Păi în alb au retras 5.000. Lasă că alea nici nu le-au mai trimis. 0,2% din total pensii recalculate. 0,2% 0,2%. Domnul Zeta, eu spun așa, declarație oficială a fost live aici în emisiune. Să vă rog să mă dați, dar din primele 10.000 de contestații, în urma verificării primelor 10.000, țineți minte, primele 10.000 de contestații, am descoperit erori la 1.000. Din toate contestațiile, nu din pensiile recalculate. Nu din toate pensiile care au fost în țara asta. N-ați înțeles sau vă faceți că n-ați înțeles? Nu știu, cum v-ați explicat. 1.000 din 10.000 de contestații. 10% din toate contestațiile... Domnule, din primele 10.000 contestate, da, de când... A venit ziua când au început. Milioane, care ascultați-mă un pic. Mai sunt niște sute de mii de contestații care vreau să vină. Nu sunt sute de mii de contestații în sistem. Haideți să fim serioși, dar nu să aruncăm cu cifre, doar să ne aflăm în treabă, doar că nu ne place ceva. Păi așa au fost aruncate domnul Zetea de către reprezentanții guvernului României. Laurențule, ca să fiu drept și să vă dau și eu cifrele. Să fiu drept. Ascultă-mă o secundă. Linie de cod că dacă procentul astăzi este de 4%, îți dau un calcul pe scoare. 4%? 4%, greșeli? Da? Da. Asta înseamnă 192.000 de pensionari pe gubiți. Continuăm fraza. Astăzi. Domnul Zelca, acceptând. Mă lăsați pe mine. Domnul Zelca, facem o Botin. Între cei care sunt nemulțumiți. Între cei care sunt nemulțumiți. Domnul Zelca aici. Pardon, domnul Zetea, pardon. Facem o confuzie între cei care sunt nemulțumiți de prevederile actuale legii din diferite motive. Așa. Că li s-a calculat în jos, că lor li s-a aplicat indelicele de corecții înainte și aveau, vis-a-vis de stagiu contributiv, aveau suplimentar anumite sume din pensii față de cât ar fi trebuit să primească în urma stagiului contributiv pe care l-aveau. Deci, una este nemulțumirea și care este aproximativ 4% dintre toți beneficiarii de pensii. 4%, 192. Cum doamne vă dați seama că sunt nemulțumiți? Dar nu înseamnă că e greșit. Dar cum v-ați dat seama că 4%... Dacă ție-ți vine o decizie care spune că am mai puțin decât am avut până acum, pentru că înainte am avut indice de corecție, iar acum nu mai am indice de corecție. Da, ești nemulțumit. Nu, dar, pentru că pensia ta calculată e mai mică. Dar vorbim de 4% din total. Nu vorbim mai mult. 4% domnul dintre Zeta, cei care Zeta, în acest moment... Eu te întreb, dumneata, știi să calculezi pensia? Li se calculează o pensie mai mică, astăzi, dar primezi banii la fel. Botin, astăzi, nu le scade dar mâine, numărul va fi mai mare și deci, crește. Dacă îmi permiteți... Haideți, așa nu mai terminăm nici până mâine. O întrebare sinceră. Sunteți mulțumiți, sunteți mândru de legea asta în formula în care există acum? Când 3,8 milioane de pensionari... Nu e adevărat, nici 3 milioane nu beneficiază. Nu dacă sunt 20 de miliarde de lei în plus care se pun la pensii pentru a plăti. Păi stai, nu luați, nu luați pe sus. Nu luați pe sus. Asta e fără index. Domnul meu, s-a dat în cele, trageți aia răbdien că da. 4% din total sunt cei care nu plătesc. 800 de milioane pe lună, domnul. Să mă explic eu, să lucrăm pentru oameni. De ce nu a dat... Gata, domnul Sărăgeu. Domnul Sărăgeu. Lasă dracu cu cifrele, că apă la vorbește frumos, nu mai Moșule, cât asistat social sunt? Păi, domnul Leonte. Cât asistat social sunt? În momentul de față sunt, au rămas 1.160.000. Deci dați-i deoparte pe ea. Lasă, domnule, că nu facem lege. Nu, dacă îmi dați noi... Doamna Dancină, dați-le cu apă să liniștească. Domnule, prinde calculare rezultatul pensia minimă socială. Domnule Leonte, și v-a spus că să ceartați. Sau indemnizație, dragă. Aia, așa cum zice domnul Surugiu, trebuie scoși din acolo. Domnule, lasă că nu facem lege aici. Doamna Dăncilă, vă rog frumos, dacă vreți să punctați, dacă nu lăsați-vă să lucrez. Da, vreau să punctez doar acest lucru.
Dumneavoastră spuneți, domnul Zetea, că dacă sunt două cifre, nu este o greșeală și oamenii n-au de ce să fie mulțumiți. Domnule, cum adică? Eu am cotizat și îmi spui că merit mai puțin și îmi spuneți că îmi dați pensia în plată. Dacă îmi tăiați 10 ani de zile că îmi înghețați pensia, acest lucru nu creează nemulțumire? Doi, spuneți, 3,8 au pensiile crescute, dar v-am spus că 2/3 din pensionari au coșul minim. Chiar zi astăzi am văzut gazele cresc cu peste 20%. Oamenii aceștia vor plăti mai mult. Deci haideți să raportăm. Să vedeți ce zice cu curentul. Distribuirea. Transportul gazelor crește cu 19,5%. Fiți atenți. Pensionarii care aveau până acum... E un lucru ca să ne înțelegem. Pensionarii care aveau până acum aplicat indicele de corecție, adică cei care au ieșit în ultimii ani de zile la pensie, și aveau indice de corecție în sus, adică primeau mai mult decât aveau... Păi nu, așa stabilește legea, nu-i drept. Domnule, ești o lege, n-ai voie să modifici pensia. E acum, dacă am stabilit că principiul care guvernează această lege este contributivitatea, că asta a cerut toată lumea. Dar dacă ați cerut, ați cerut. Da, înseamnă că unii pensionari au primit mai mult decât ar fi putut să beneficieze. Da, domnul Zeta, fiți atent. La cine vă referiți? Gata! Mă, una spui și alta e legea, măi omule. Nu înțelegi că una spui și alta e legea? Dacă un miner a contribuit cu 10% mai mult la sistemul de pensii și el a dat până la 45% din venit, l-a dat la sistemul de pensii, când l-a dat angajatul, când l-a dat angajatorul, e vorba de sursă. Băi, lasă-mă să termin. Păi dacă ești de acord, de ce bați câmpi aici? Da, eu să vă rog să vă arăt. Arătam după publicitatea asta, da? Limita decenței, în primul rând. Și să vorbiți, Domnule, lăsați-mă, domnule, du-te peste el. Nu! Domnul Zete, mi-ați zis că discutăm pe cifre. Pe cifre. Și uitați aici, îți prezint cifrele. Cifrele. Oameni, dreptate multe dintre ele. Da, fiți atent aici. Număr total de pensionari luna iulie. N-am luat august că de-abia s-a încheiat. 4.744.722. Efort bugetar luna iulie. 10.677.859.717. Vine ministrul de finanțe și spune Popa. 11 miliarde după recalculare, 0,6. Domnilor, unde sunt cele 2,48 miliarde de la 900 de milioane la 2,48? Unde sunt, domnule, că discutăm pe datele... Ia stați așa, că facem un experiment. Eu am ascultat. M-ascultați și pe mine? Domnul Zetea, stați un că facem un experiment. Că vă dau și eu niște cifre și vile și... Păi nu. Stați un pic, că vă dau tot ce trebuie. Aveți fiecare, după publicitate, o să luăm publicitate, aveți fiecare o jumătate de tablă. Da. O jumătate de tablă. Avem două creioane de-astea speciale și vă rog să veniți fiecare cu cifrele dumneavoastră, da? Exact. Acum, Ioana. Dă-mi din nou cartorola, că poate reușesc. După care vreau și eu. Dar și dumneavoastră, dar cum? Bucățică mică. Dau la toată lumea. Hai, Ioana, dăm totuși cartonul ăla. Pentru cei care nu sunteți mulțumiți sau care nu știți să vă uitați pe decizia de recalculare, da? Uite, am vin cu niște sfaturi pentru dumneavoastră ca să știți de unde porniți și unde ajungeți. Bine, șampolion era mic copil. Verificați numărul total de puncte din ultima decizie de pensie cu numărul de puncte preluat în decizia de recalculare pe rândul suma punctajelor realizate la 31.08.2024. Ele trebuie să coincidă, nu? Corect. Bun. Acestea trebuie să fie egale. Dacă acesta nu corespunde, mergeți la casa de pensii, deoarece este greșit. Următor. Verificați total stagiul de cotizare realizat din ultima decizie de pensie cu decizia de recalculare. Stagiul de cotizare trebuie să fie egal. Dacă acesta nu corespunde, mergeți la casa de pensie pentru că el, calculul, este greșit. Hai! A1 plus A2 plus A3 plus A4 în decizia de recalculare înseamnă total stagiul de cotizare realizat. A1.
înseamnă stagiul de cotizare contributiv. Stagiul în condiții normale, stagiul în condiții de grupe, concedii medicale și de creștere copil de după 2006, șomaj de după 2001. Acestea se regăsesc în ultima decizie de pensie pe pagina anexă. Nu sunt greșeli până aici. A doi, stagiul de cotizare necontributiv, stagiul suplimentar grupe șomaj înainte de 2001. A trei înseamnă stagiul asimilat, armată, facultate, concediu de creștere copil până în 2006. A patru înseamnă stagiul din sistem neintegrat. Ce înseamnă sistem neintegrat? Nu știe nimeni. Nu nimic, dar este un A4 acolo. Nu că... Stagiul de cotizare... Nu contribu- la nimic. Trebuie să știe soacră mea, domnule. După termen. A bătrână, nu? Da. Stagiul de cotizare contributiv pentru care se acordă puncte de stabilitate este diferențat dintre A1, stagiul de cotizare contributiv, minus 25 de ani. Pentru acest stagiu se calculează numărul punctelor de stabilitate. Ați prins-o? Bun. Dacă din această diferență rezultă un stagiu contributiv pentru care se acordă puncte de stabilitate mai mic, înseamnă că a lucrat după ce a ieșit la pensie, a acumulat pensia cu salariu, a fost în pensie medicală grad 3 și a lucrat, a acumulat pensia cu salariul. Aceste stagii nu se văd evidențiate în decizie fișa de recalculare, însă se scad din stagiul contributiv. În concluzie, aceasta nu este o greșeală. Vă uitați pe toate aceste amănunte, dacă le înțelegeți, și ce? Citiți apoi. Cuantumul pensiei brute rezultă din înmulțirea numărului total de puncte la care se adaugă punctele de stabilitate cu valoarea punctajului de referință de 81 de lei. Aceasta este valoarea brută a pensiei. Dacă valoarea pensiei este mai mare de 2000 de lei, pentru valoarea care depășește 2000 de lei, se aplică un impozit de 10%. Acum vor să mărească pragul la până 3, la 30. La 3000. V-am văzut că dați din mână, știam ce vreți să spuneți. Da? Dar nu e opera PSD-ului. Dacă cuantumul... Alo! Prim-ministru de la dacă cuantumul pensiei este mai mic decât 1281 de lei, că sunt cazuri. Deci este mai mic decât 1281 de lei, da? Pensia minim garantată, valoarea în plata pensiei va fi de 1281 de lei. Luăm publicitate și pregătim tabla pentru domnul Zetea și domnul Leonte. Fiecare câte jumătate. Și noi avem de tabla. Apoi mai avem doi specialiști, da? Doi profesori, care și ei vor tablă, jumate-jumate, da? Că avem cifre astăzi, fraților. Bine, ce e în buzunar la dumneavoastră nu se știe. Publicitate, revenim. Bun, doamnelor, domnilor, o să luăm în continuare telefoane, puțintică răbdare, vorba lui Caragiale, dar avem bătălia tablelor. Domnul Leonte n-a terminat de scris, așa că ne explică domnul Zetea pe jumatea sa de tablă. Am arătat și până la urmă cifrele, cred că o să răspundă cu ceea ce pune și domnul Leonte dincolo. Deci pensii, total pensii în România sunt 4,6-4,7 milioane beneficiari. Din total pensii în România, 3,8 milioane de pensionari au primit pensii mai mari. Decizie de recalculare de la un leu până la 1000 de lei, 2000 de lei. Domnule, dar nu mai mințim, domnule, că m-am săturat de tăia minciună. Dar nu e minciună, da, asta este cifra oficială. Dar stați că ajung acolo. Aveți puțin răbdare. Aveți puțin răbdare să ajungem și acolo. Lasă-l să scrie. Vă mulțumesc tare mult. Ziceți, domnul Zeta. Bun, am vorbit despre pensiile majorate. Că nimeni nu vorbește despre partea asta de 3,8 milioane. Și declarația, dar lăsați-mă, vă rog, să leg două fraze. Că până la urmă oamenii să știți că sunt și foarte interesați să audă și lucruri. Știu că nu vorbim, că pe nimeni nu interesează că sunt milioane de pensionari care primi mai mult. Păi ați furat de la milioane de pensionari. Îmi dați voie să vorbesc, să le spun și eu două cuvinte. Sigur, vă dau voie cu dragul inima. Bun, atunci lăsați-mă să le spun. Două secunde. Ca să dați mie dreptate, da? Deci vorbim de repararea unor inechități. Declarațiile dumneavoastră, da? Corect. Deci despre asta vorbim. Da. Mulțumesc. Bun, mergem mai departe. Declarația domnului Ciolacu și aici, de aia vorbesc despre cele 3,8 milioane de pensii, că n-am apucat să vă spun la începutul emisiunii. Declarația domnului Ciolacu este în sensul în care în acest moment există o teamă între cei foarte mulți milioane de pensionari din România, că în urma discuțiilor din toate studiourile de televiziune o să vină cineva și o să le ia creșterea de pensie pe care ei au primit-o. Așa. Că au văzut-o la decizie și sunt milioane care au primit în plus banii ăștia și îi spun...
La fel cum văd la televizor. Nu, că o să vină, că o să ne ia, că nu avem bani. N-au primit e, uite, că nu, în sensul ăsta e declarația domnului Ciolacu, nu că dacă au fost erori. Domnul Ciolacu minte că n-au primit pensionare bani în plus. Unu, e dreptul lor. Da, eu n-am. Iar, păi, dumneavoastră cu armele dumneavoastră. E dreptul lor și doi, statul până acum nu le-a dat drepturile, adică a fost infractor. De aceea legea asta vine să repare inechitățile ca să le dea drepturi mai departe. Așa. Pensii diminuate, da. Clar acceptate în sistemul de pensii, recalculate în acest moment, sunt 720.000 de pensii, nu-s puține. Pe ce bază? Sunt pe ce bază s-au diminuat? Pe baza stagiului de cotizare conform legii, calculat păi conform legii. Păi dacă am ieșit la OP, nu se face ceva retroactiv și încarci legea? Ajung și acolo. Ia. Nici o pensie diminuată nu scade în plată. Dreptul odată câștigat rămâne în plată așa cum a fost el stabilit. Dar mi-e aplici indexarea la pensia diminuată. Din cele 720.000 de pensii, da. Să ne înțelegem, 560.000 sunt sub indemnizația minimă socială. Ei primesc oricum 1241 de lei, care va fi 1400 de lei începând cu 1 ianuarie. Care baza legală? Recalculate, o secundă, recalculate cu scădere în plată, care nu vor beneficia probabil în continuare de creșterea conform creșterilor de la 1 ianuarie. Indexer. Sunt 160.000 de pensii. Acestea sunt toate. Așa. Nu sunt mai multe. Cifrele astea sunt oficiale, acolo, care reprezintă aproximativ 4% din totalul pensiilor din România. Bun, deci hai, aici intră cei în condiții tabla. Speciale, minerii, și mai ales persoanele cu dizabilități. Domnul Zetea. E, uite, foarte scurt, și aici e finalul, creșterea medie, bani în mână până la urmă, sunt 622 de lei în medie. Asta înseamnă crește 27% în medie pentru cei 3.800.000, la care se adaugă creșterea 13% de la începutul anului, adică în total e cam 46% pentru cei 3.800.000 în medie. Bun, asta este tabla. Și pozițiile lui domnul Zetea, prețul au crescut nu de 600 de lei. Nu o fi crescut cu 400. Asta este tabla reprezentantului PSD. Nu. Ok. Domnul Docinu, stați cifrele oficiale ale statului român. Domnul Zeta, domnule Leonte, puțintică un pic de răbdare aici, că mai avem și profesorii care vor la tablă. Imediat după publicitate, vă rog să-i dați replica domnului Zeta. Luați tabla, așa, explicați ceea ce a spus dumneavoastră și interveniți ori de câte ori e nevoie. După ce voi terminați, ies profesorii la tablă, da? Aici avem noi însă domnul Petrescu și domnul Peio la tablă să vă explice. Dar tabla domnului Leonte, explicativ și replică pentru domnul Zeta în câteva minute. Ceva mai devreme am dat fiecăruia câte o bucată de tablă, jumătate. Socialdemocratul Gabriel Zeta ne-a explicat cât de bine o duc 3.800.000 de pensionari. Acum ne explică domnul Leonte dacă e adevărat sau nu. Păi, domnilor, la sfârșitul lunii, eu vorbesc cu datele care sunt aici, la sfârșitul lunii iulie aveam 4.744.722 de persoane pensionari în România, din care 622.759 cu pensia medie, rețineți, de 636 de lei. Toți acești oameni sunt la nivelul pensiei minimă. Pensia socială. Bun. Din aceștia, 227.148 sunt doar în agricultură. Deci rețineți că ăștia sunt incluși în ăștia. Deci nu i-am băgat, de-aia nici n-am venit cu așa. Bun. Doi. Avem pensie de invaliditate. 391.534 de persoane care au o pensie medie de 950 de lei. Sunt incluși tot acolo la indemnizație socială. Pensie de urmași. Avem 449.799 cu o pensie de 11.079. Sunt tot acolo. 1179. Hai, domnule, gata, am înțeles că de-aia săracii știu că te încasează. Rețineți pe cei care au ieșit la pensie cu indice de corecție 1, între 1,2 și 1,41, care au acum în plată o pensie peste nivelul indemnizației sociale. Prin recalculare
aceștia, nu știm câți, vom ști la sfârșitul, după 1 octombrie, când se va face calculul, vom vedea, ăia intră tot la indemnizația socială. Nu, 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 rămân cu pensia în plată. Rămân omule, cu pensia în plată. Pensia dacă au avut 1400 de lei, rămân 1400 de lei, nu scade pensia. Domnul Zete, rămân cu pensia care în au plată, dar în urma recalculării se va veni și va spune că indexarea se face la pensia recalculată. La indexare așa. Adică la pensia mai mică decât la indexare. Mai mică, recalculată. Bun. Bun. Acum, domnul Zete, în total nu pot fi mai mult de 160 de lei. Da, încolo. Domnul meu, din cei 1.156.000 care sunt la sfârșitul lunii iulie la nivelul pensiei sociale, ies din sistem doar 90.000. Păi domnul Zetea, socoteala nu bate. Cu pensia socială, cât ați dat dumneavoastră acolo? Nu, nu, eu am spus doar despre cei care sunt afectați. Domnule, nu, total. Domnule, eu v-am spus cât mai rămân în sistem. Da, eu v-am spus că rămân cel puțin 160 de mii, la care se vor adăuga cei cu indice de corecție, nu știm cât sunt, așa, plus care rămân cu pensia în plată, tot datele dumneavoastră, 803.000 de pensionari. Sunt datele care au fost prezentate oficial. Acum, din... Vedeți aici, stai, aici domnule, nu mă interesează deci, ce e scris mata acolo. Domnule, pensiile, domnule, domnule, nu mă interesează ce e scris mata acolo. Eu spun pe datele care sunt aici. Și astea sunt cifre oficiale. Nu sunt oficiale. Avem două guverne, domnule. Avem două seturi de cifre oficiale. După 1 octombrie, când primesc... Așa, hai, domnule, unde? Hai, mai departe. Din cei 27% care s-a acordat pe medie, pe medie 12% reprezintă punctele de stabilitate. Nefiind contributive, rețineți, avem decizii ale Curții Constituționale, avem decizii CEDO, care spune foarte clar, dreptul de proprietate este doar pe punctajul contributiv, numărul total de puncte. Deci aceste puncte, Curtea Constituțională, dacă îți păstrează jurisprudența, va adică spune... zice că sunt pensii speciale, că sunt niște puncte speciale. Da. Domnul, eu încerc să înțeleg ce zice domnul Leonte. Bun, eu așa v-am spus. Deci, domnul Zete, vedeți, eu asta m-am spus, domnul Leonte. Hai să nu speriem milioane de pensionari că le scade pensia și că nu le scade. Domnule, asta nu spuneți acum. Domnule, speriați 3 milioane de pensionari din România că deciziile care le-au primit acum, sute de lei, câteva sute de lei, noi mulți. Pentru pensionarii ăia care au beneficiat de 6 lei domnule, acum, dar eu te întreb pe dumneavoastră acum, în Curtea Constituțională și o să le ia banii. Nu e adevărat. Asta a spus și domnul Ciolacu astăzi. Oameni buni, nu vă fie frică. Vorbesc cu ei la televizor că o să vă ia banii. Nu e adevărat. O să rămâneți cu banii. Rămâneți cu banii. Domnul Zorugi, eu vă băgat dumneavoastră. Stați un pic, domnule. Păi dar lasă-mă și pe mine aici un ușor. Dar e toată emisiunea. Numărul total de puncte. Am până la 33 de puncte luate pe contribuție. Ai lucrat în zonă minieră. Să știți că mă puneți într-o... Vreau să vă dau dreptate. Să știți că mă puneți în cea mai dificilă situație posibilă sunt eu. Eu sunt maramureșan. În Maramureș, Maramureș e o zonă mieră. Da. Sigur nu mai e acum, că au închis acum 20 de ani. Bine. Și nu sunt unul. Sunt sute de pensionari mineri care m-au sunat și care mi-au spus ce facem cu noi. Și a zis, o să mă bat pentru voi. La fel cum mi-am bătut până acum pentru a elimina inechitățile în sistem. Dar ce bătaie este de nu se poate. Bun. Partea minerilor domnule din Maramureș, domnule Zete. Până acum. Păi, acum, avem un principiu. Avem un principiu pe contributivitate. Păi, dar contributivitate ăla a avut contributivitate. De ce? E un cale. E eroare de sistem. Pentru viitor, softul ăla care a fost cumpărat nu e bun. Bun. Așa e corect. Bun. Să ne discute. Gata, domnul Leonte, domnul Zetea. Deci am înțeles, nu scad. La loc o gură de apă, hai. Nu scad pensiile. O gură de apă, la loc, hai, toată lumea. Dintr-o eroare din asta la Casa de Pensii, sunt români și militari din armată
care sunt obligați să dea bani din 2017 ca militarii nu sunt oameni. Domnule, stați un pic, domnule. Gata, o gură de apă. Lasă-l pe domnul Zetea că ce? Nu-l lași. Ia-l pe domnul Zetea atunci. Fiți atent aici, domnul Zetea. Mai este o chestiune. Uite că acum o pierd. Hai repede. Deci, rețineți un singur lucru. La acești oameni la care le-am luat din numărul total de puncte, care este dreptul de proprietate, fiindcă acele puncte s-au obținut venit supra salariu mediu brut, fie că a fost lunar, fie că a fost anual, indiferent cum s-a calculat. Deci, da, e un drept câștigat. De proprietate. E un drept dar câștigat. Am făcut, dar am făcut încă o tâmpenie. Avem județe unde am dat puncte de stabilitate pe decizie care scrie stadiul complet de cotizare din decizia inițială. Ce înseamnă asta? Că am dat puncte de stabilitate pentru stadiile suplimentare. Ce facem? Am dat în unele județe, am dat și în altele n-am dat. Să ferească Dumnezeu! Domnilor, opriți-vă aici! Dacă nu e unitară, aici vă opriți! Vă rog eu frumos! Domnul Zete, aveți 15 secunde și luați o gură de apă, toată lumea la loc. 15 secunde și merge cu domnul Leon Teleloc. Concluzia este următoarea, da. Și posibil, trebuie posibil, să trageți domnul, posibil domnul Leonte să aibă în multe puncte dreptate, mai ales în ceea ce privește cei cu condiții speciale. Vă ascult. Dar, totuși, dar legea, aia, astea cifrele, da, domnule, la aia, legea asta face dreptate pentru 3 milioane da, de pensionari. Bine. Într-adevăr, sunt 700 de mii care bine au o problemă legată de contributivitatea din trecut. Dă-i încolo pe aia, nu dar mai contează. Dar doar cei 160.000 nu vor beneficia de creșterea în urma indexării. Domnul Zetea, frumos la loc acum. Toată viața mea am vrut să scop profesorii la tablă. Uite, am și eu ocazia. Acum, domnii profesori, vă rog frumos, amândoi trageți acolo frumos. O singură propoziție. Nici o propoziție. O să spuneți la tablă imediat. Domnul Brânda, bună seara. Bună seara. Da, vă ascult. De unde sunteți și ce ați lucrat toată viața? La Mehedinți. Ce făcurăți acolo? Am lucrat în domeniul textil de la 16 ani. Bun, în regulă, vă ascultăm. Care-i problema? Salariu mic. 41 de ani de muncă, 41 de ani. Am decizia la dumneavoastră, vă rog să verificați deciziile de le-am trimis. Da, așa, ce cu ea? Ziceți care e nemulțumirea. Păi nemulțumirea mi-a tăiat 7 ani din punctaj. Vi s-a tăiat din punctaj. M-a dus la 28. La 35 la 28. Cum să taie de la 35 la 28 din punctaj? Uitați-vă, aveți decizia. Acolo v-am trimis două, am decizia, da. Ia, putem, Ioana, până scriu profesorii la tablă, că i-am scos așa, cum... Așa, sunt un profesor de profesori. În 2014 am ieșit la 60 de ani. Da. Deci cu 5 ani că am avut grupă. Grupa a doua. Așa. 28 de ani, grupa a doua. Da. Din care am făcut recalcularea la 65, am pierdut în 2019 și mi-a tăiat încă 3 luni. În prima decizie, 41 de ani și 10 luni și 19 zile, și în a doua decizie am 41 de ani, 7 luni și 19 zile. Da, acolo. Bun, domnule Leonte, ați înțeles? Ia ziceți repede. Am înțeles. Explicați-i domnului Brânda. I-a tăiat ceea ce i-a dat pentru grupă, i-a tăiat din numărul, dar și înseamnă că i-a tăiat probabil și punctajul corespunzător care i s-a dat pentru o grupă de muncă. Păi ce să facă? Domnul Bodin, da. Din 2006 până în 2014, la 60 de ani, a fost în boală de handicap. A fost nevăzător. De acolo vine problema. De acolo vine, i-a luat... Ia auziți, ia auziți, că ce va tăia punctele de... Ia tăiat, care nu trebuia. Da. Trebuia să nu se atingă de... Că așa au pus. Acolo trebuia o treime din stadiul de cotizare și acum i-au băgat punctele pe contributivitate. Nu, doamnă, știți ce le-a făcut? Punct
punctele realizate pe perioada de invaliditate le-au scos din calcul și când nu le-a păstrat numărul ăla tot. Ce să facă, domnul Brândacu? Ce să facă? La instanță. Contestați și la instanță. Da, știu că Asociația Nevăzătorilor chiar a contactat guvernul și au și un... A contactat guvernul, li s-a promis că să vă face o nouă lege. Sper să corectăm dacă... O nouă lege doar pentru nevăzători? Profesorii, domnilor profesori, ați terminat tablele? Ok. Mâna sus cine vrea să... Și nu ne certăm între noi. Bine, dar mâna sus cine vrea să explice primul. Uite, explic eu domnul primul Peiu, vă rog frumos. Domnul profesor Petrescu are altă abordare. Deci profesorii la tablă. Deci, hai să dăm și titlul acum cu profesorii care vă explică legea. Trebuie să înțelegem de unde a plecat această problemă. De la următoarea situație. Și am luat un exemplu clar. Existau acele inechități care, la același punctaj, unul avea pensie 3.000 de lei, celălalt avea 2.100. Corect. După această lege, cel care are 3.000 de lei rămâne cu 3.000 și cel care avea 2.100 se duce la 2.600. Deci a rămas această diferență. Nu s-a înlăturat inechitatea. De ce? Pentru că guvernul a avut de făcut o alegere simplă. Pune un VPR mai mare, o valoare a punctului de referință mai mare, ca să înlăture această inechitate, sau inventează punctele de stabilitate, o nouă categorie. Și cu matematica spune că dacă aveam un VPR mai mare, cu aceiași bani rezolvam această inechitate, dar guvernul împotriva matematicii a zis că introduce această noțiune de puncte de stabilitate. Trebuie înțeles foarte clar, noțiunea de puncte de stabilitate nu are nicio legătură cu contributivitatea. Contributivitatea e dată de suma veniturilor brute pe care am plătit contribuții. Punctele de stabilitate sunt o măsură arbitrară. Ultima chestie pe care vreau să o spun, cele trei mari categorii de oameni care sunt nemulțumiți. În primul rând, s-a creat o nouă inechitate între cei care aveau grupe de muncă înainte de 1 septembrie, care au ieșit la pensie înainte de 1 septembrie, cei care ies acum după 1 septembrie. La aceeași experiență profesională, aici va fi o diminuare a pensiei. Ceea ce e o nouă inechitate. A doua problemă majoră, cei cu hotărâri judecătorești, cărora nu li s-a inclus rezultatul unei hotărâri judecătorești. Spunea doamna prim-ministru Dăncilă că, deși orice sentință judecătorească definitivă și irevocabilă este executabilă imediat, și obligatorii. Astăzi a hotărât guvernul că se vor plăti nu știu ce diferențe timp de 5 domnilor, ani. Domnilor, fără să trec în derizoare, lăsați-mă să fotografiez, Dumnezeule, titlurile care sunt acum pe ecran. V-am spus, toată viața mea am vrut să scot profesorii. A treia chestiune, mulțumesc. Cei care au adus adeverințe înainte de 2021, adeverințe valabile, care pe logica vechii administrații nu au fost luate în calcul, cei care au făcut procese au cam câștigat. Puteau fi luate acum. Și care nici acum nu au fost luate în calcul aceste adeverințe. Deci trei categorii mari de oameni nedreptățiți, plus, rețineți, guvernul a ales o variantă în pofida matematicii. Nu știu de câte ori când faci o decizie, o alegere împotriva matematicii, aritmetici, că nu e așa mare... Aritmetica dă cu virgulă. Nu cred că e... Bun. Pe termen lung ai câștig. Domnul profesor, vă rog, domnul profesor. Domnul Votin, tot de aritmetică este vorba și e vorba de o aritmetică simplă. Ca să avem așa la fotografie o evoluție în 35 de ani de ce s-a întâmplat cu pensiile, da? Pe vremea comuniștilor aveam un salariu de, să zicem, 2.700 de lei și o pensie de 1.800. Eram undeva la 70% între raportul, între salariu mediu și pensia medie, da? Unde am ajuns astăzi după 35 de ani? La 42%, da? Nu uitați că media Uniunii Europene e undeva pe la 59%. Deci dacă vrem un stat modern, dacă vrem să nu ne mai bate jos de pensionari, da? Noi va trebui să urcăm, pentru că pensionarii din ce în ce mai mult din cauza prețurilor încep să sufere. Acest procent raportat la salariu mediu, da? Chestia asta se poate face prin mai multe metode. Odată, raportul între salariați și pensionari, și tare ne teamă că nu prea avem o favorabilitate estimată în următorii ani, pentru că în 2032 ne așteaptă ieșirea decrețeilor la pensii. A doua variantă este să creștem CASE-ul
Nu știu cât mai suportă firmele și lucruri care duce automat la lipsa de competitivitate pe piața firmelor. A treia variantă și probabil cea mai care se va adopta este să o facem din împrumuturi cât ne vom mai putea împrumuta. Și a patra variantă este să investim în pilonii alternativi cu acumulare. Lucru care nu se va face cu certitudine. Deci, dacă vrem să înțelegem ce se întâmplă cu pensiile, trebuie să ne uităm în perspectivă. Da? Lucrurile probabil aici se vor înrăutăți odată cu timpul și odată cu criza odată economică. Odată cu ieșirea la pensie a generației de cățeilor. Un singur lucru mai vreau să spun, apropo de ce spunea mai devreme domnul Leonte, am vorbit de creșteri de pensii de 20 și ceva la sută pentru cei 3.800.000 de oameni care primesc măriri. Cel puțin 25%, dacă nu 30% din banii pe care îi primesc mărire, sunt banii furați de la cei cu grupe speciale. Deci nu e o mărire reală, sunt bani furați de la alții. Le-a luat din numărul total de cont ale oamenilor. Domnul Botez, e domnul Zete aici, prietenul meu. Nici cei cu grupe nu primesc mai puțin bani, nu le-a luat nimeni. Domnul Botez, luați creionul și notați. Deci în județul Maramureș, că e domnul Zete, dar s-au calculat 109.000 de pensii, dacă 109.198 de bucăți recalculate în Maramureș, domnul Zetea, da? 198.000 sau cât? 109.198, da? Ok. Deci, și numărul pensiilor care au fost reduse în urma recalculării este de 26.683, da? Așa. Deci, la 109.000, 26.000 sunt reduse. Da? 25% un sfert. Da? No. Și mai este o problemă de principiu. Domnule, pe cifre, cifre document de la Ministerul Muncii. Deci 25% din ele cu buba, nu? Și atunci spui că ai o lege bună? Suntem stat membru al Uniunii Europene și oriunde crește sărăcia în fiecare stat. Totuși vorbește o doamnă. În fiecare stat, când crește procentul celor care sunt în risc de sărăcie, crește și solidaritatea cu acei oameni. La noi crește procentul celor aflați în risc de sărăcie și am văzut toate datele statistice, dar solidaritatea în ceea ce îi privește este redusă. Deci este un lucru pe care este greu să-l explicăm. Se vede, doamna primită. Exact ceea ce ați explicat dumneavoastră. Bun, hai să vorbim cu un cred că e foarte greu să facem o paralelă între o economie într-un stat centralizat comunist, așa cum era înainte de 1989, și piața liberă, totuși în care trăim acum. Păi uitați cifrele la Uniunea Europeană, sunt 60%. Nu, înțeles, dar asta înseamnă un singur lucru, trebuie să ne dezvoltăm economic pentru a se face. Deci e pe spinarea pensionarilor, asta era întrebarea mea. Dar nu e pe spinarea pensionarilor, pentru că pensiile creștere de pensii sunt legate de ce se poate produce în economie. Dacă ai o economie bogată, poți să plătești. Măi, omule! Dacă ai număr de angajați, poți să susții. Poate și un premier să spună ceva legat de economie. Faptul că există un raport mic, un raport mic de aproape 1-1 între angajați și pensionari, nu e o chestie specifică României. Legat de economie. Guvernul României este responsabil de modul în care este direcționată economia. În momentul în care în 2019 datoria publică era de 373 de miliarde și acum avem 862 de miliarde. Atât aveam în mai, la 900. Deci în momentul în care în 5 ani România s-a îndatorat de 3 ori mai mult decât în 30 de ani, cred că spune multe. Și acum acest lucru probabil explică și faptul că nu putem să dăm pensiile pe care le merită oamenii și dacă nu dublăm creșterea de pensii, de salarii, cu măsuri economice care să ducă la o creștere economică și să aducă în economie fonduri, la bugetul de stat, acum fondul să mă fac avocatul, este foarte greu. Să zic avocatul doamna cardului. Ministru, cum s-au putem, citit invers. Cum putem să creștem economic dacă avem cea mai scumpă energie? Cele mai scumpe gaze. Domnul Pea, gafele sunt făcute de cei care au fost la conducerea țării timp de 34 de ani. Dar ar trebui totuși să mergem în gafă. Eu nu am făcut nicio gafă. Când eram prim-ministru, nu am vândut nimic. Nu ați vândut asta, vă felicit că nu ați vândut. Am redus datoria publică de la 37 la 34%, deficit 2,8. Salariile medicilor 4.000 de euro date atunci de doar creșteri de pensii. E adevărat. Acum dacă am o remușcare, pentru că n-am putut să fac totul, am făcut lucruri bune,
spun doamna, eu. Producție, e că nu m-am orientat mai mult spre cei din domeniul militar. Producere, producție. În octombrie 2019. Producție, nu vorbesc de dumneavoastră, da? România trebuie să aibă producție și profitul să rămână în țară. În octombrie, datoria raportată la PIB era 34% atunci când prin moțiune decizională guvernul Dăncilă a plecat. Hai lăsați-mă că nu interesează pe nimeni. În 2 ani de zile a raportat la PIB datoria României în 2020-2021 a crescut la 49%. De atunci a crescut doar cu 3%. Așa lăsați-o, e foarte bine. Hai, dragilor. Domnul Peiu, hai domnule că ne-am lăsat în economie. Stați domnule că e important. Legea trebuie respectată în România. Așa ar trebui. Da? Așa ar trebui. Scrie legea că atunci când am atins 50% din PIB datorie, trebuie oprită anvelopa, trebuie înghețată anvelopa salarială. Uite, a personalului bugetar, de ce nu s-a întâmplat asta? Aici mi-a ridicat și mie mingea la filo, dacă îmi dați voie. Acum, dacă nu trebuie aplicată legea în România. Și o să vedem la finalul anului. Haideți să aplicăm legea salarizării, domnul Peia, din 2017. Care trebuia aplicată în 4 ani, domnule, suntem la 8 ani și încă nu aplicăm legea salarizării bugetarilor. Domnul Peiu îl cheamă, așa cum v-am botezat. Domnilor, gata, opriți-vă că nu interesează pe nimeni bătutul apei în piuă. Nu aplicăm nicio lege. Am avut o lege a pensiilor bună, cât era? 127. 127 n-am aplicat-o. Bă, lege, mă, promulgată de președinte, tipărită în monitor oficial, că mă apucă nervii. Ca și 153. Doamna Ciurea, bună ziua. Doamna Emilia Ciurea, bună seara. Dar spune și cine PSD-a asta lupește prăjit. Vă rog, puțină, puțin respect față de doamna Ciurea care este la telefon. Bună seara, doamna. Ciure. Da. Doamna Emilia. Ne-am făcut legea. Este sau nu este? Ca să știu că avem treabă dacă nu. Să mai stau un pic. Hai că stau un pic. I-am oprit să certe și uite, de stau un pic acum. Acum e liniște, da? Dă și mie decizia aia cu zero, că mor acum. Dați-mi-o pe tablă. Aia e mortală. Ia dați-o încoace pe aia pe tablă cu zero. Să vedeți, domnul Zetea, onor, ce primesc oamenii. Stai să o pună pe decizie pe tablă. Dă-mi aia cu zero până avem cu telefonul, ca să știm că... Dar după asta vă să facă legea salarizării. Acolo, că eu asta trebuie făcută legea salarizării. Asta trebuia făcută înainte, ca să ai să previzionezi... Îți imaginezi ce legea salarizării este după legea asta, pensii? Doamne, maica Domnului! Le punem în acord. Da, orice lege e perpectibilă, știm. Da, domnul președinte, o corecție. Uitați-vă, deci doamnă și domnilor, uitați-vă un pic la noaptea minții. Aceasta este, lasă-mă să fac un preambul, domnul Peiu. O decizie de recalculare primită de unul din cei 4.700.000 de pensionari. Ăla care se uita cu ochii mari că vine poștașul și vine decizia și mamă ce se va întâmpla. Ia priviți. Deci omul avea pensie 5.467 de lei. Așa. Atâta primea. Și primește decizie de recalculare. În București, atenție. 0 ani, total stadiu de cotizare. Stadiu de cotizare contributiv 0 ani. Stadiu necontributiv 0 ani. Deci totul pe 0. Quantum, 10 luni. Valoare, punct de referință, nu știu ce, 181 de lei. Deci, în total, omul a primit acum o pensie de 0 lei, mă rog, o decizie, deși înainte avea 5.467. Și atenție, decizia este și semnată și ștampilată. Adică el la indexare va primi indexarea la 0 lei. El va mai trebui, da. Mai trebui vreo 247 de ani până ajunge și el să... Un șef de instituție sărac a semnat o astfel de decizie. Să aibă, domnul? Dar dacă nu are contribuție... Dar ce putea să aibă decizia proprie? Domnule, dar cum a reușit să ajungă la pensia în plată, domnule? De 5.000. I-a greșit. Omul avea 48 de ani. Numai că s-a greșit. E eroare, dar de ce a semnat șeful instituției? E senatul dar știți care e pericolul aici? Are 48 de ani, dar nu apare nimic. Ia uitați aici, că aici e foarte tare. Deci are pensia în plată 5467, da? Da? Deci se presupune că tot calculul ăsta este făcut după o decizie de pensionare, da? Știți care e problema? Ia uitați aici. Număr de puncte de stabilitate. 0.
El va primi pensia asta, dar l-au furat la punctul de stabilitate. Păi da. Și omul dacă avea dar 40... Dar nu vedem care e stadiul de cotizare, că nu știu, probabil că e o greșeală. Păi cum vă spun eu cât e că stadiul de cotizare? 10 luni. 8 de ani. Ei, ai, 10 luni. Pe el în 10 luni a muncit, așa scrie aici. 10 luni, banii ăștia. Eroare, firare, eroare. Eroare. Da, doamna Ciure, bună seara. Doamna Emilia, sunteți? Ia uite că este, sără una. Liniște că vorbește o doamnă. De decizii pe zi, nu cred că le verificați dumneavoastră pe toate. Dă-le încolo de decizii. Doamna Ciure, bună seara, vă rog, de unde sunteți? Și ce ați lucrat? Sunt funcționari. Domnilor, gata că vorbesc cu o doamnă. Domnul Zetea, un pic, eu doamnă. Doamne să fie din Maramureș. De unde sunteți? Din județul Arad. Din Arad, e pe aproape, ia. Ia ziceți, doamna Ciure, și ce ați lucrat toată viața? Am lucrat la fabrica de confecții la salarii. Am calculat salariile muncitorilor. Super, doamna Ciure. Gata, gata, la salarizare. Bun, ok. Hai, da. Spuneți-ne care e problema. Avem decizia, doamne Ciure, Ioana? Da. Bun. Vreau să vă să întreb și eu pe anii de pensie de invaliditate. Nu primesc nimic. Și al doilea rând, eu vreau să vă spun că eu am lucrat și mie mi-a plăcut să lucrez, dar în 88, pe fondul poliomelitei, am făcut osteomelită. Și o trebuie să mă internez și să am putut să și un picior. După ce că am trecut, că eu v-am mai scris dumneavoastră, am trecut prin epidemia de poliomelită. Mi-aduc aminte, da, să rămână, mi-aduc aminte, da. Așa. Am rămas în pensie de invaliditate. Cum pe vremea aceea nu puteam lucra de acasă, normal că am rămas în pensie de invaliditate, că eu la ceea ce am lucrat puteam și de acasă, dacă era, cum să zic, am înțeles, și da. Așa, calculatoare și astea, ca să pot să lucrez de acasă. Și am rămas așa. Și acum... Cum? 2000 de lei este extraordinar de mult. Extraordinar de mult. Adică v-a crescut acum pensia cu 2000 de lei, nu? Nu, mi-a tăiat 2000 din pensie. A, nu, păi stați puțin. Stați că nu vreau să vă speriem. Doamna Ciure, stați un pic. Deci dumneavoastră veți primi în continuare 3353 de lei, banii ăștia. Da. Ăștia îi veți primi. Ăștia îi veți primi. Problema e la indexare. De la 1 ianuarie. Da. Adică dumneavoastră, dacă la 1 ianuarie se indexează pensiile cu 10%, dumneavoastră nu veți primi nimic. Asta e clar. Aici e clar. Și nu o să mai primesc nimic. Păi, doamnă, cam în cât timp ajunge să primească? Peste 5 ani. 7 ani, cam așa. Peste 5 ani. Bun, întrebarea mea... Nu știu să fie anul ăsta, nu, dar... Întrebarea mea este următoarea, că vreau să mai deslușesc ceva. Domnul Leon, te ajutați-vă un pic. Da. Legea scrie așa, zice așa, să primesc puncte de stabilitate pentru stagiu contributiv, da? Da. Adică doamna are stagiu contributiv, scrie aici. 11 ani, 8 luni și 27 de zile, da? Da. Atât are. Restul a avut... Deci ea e zero, e corect aici, da? Da. Deci teoretic, asta este pensia la care nu mai primește indexare. Da. Da? Dar ea rămâne cu banii ăștia, da? Da, rămâne, dar problema este în felul următor. Ai stagiul asimilat de contributiv 21 de ani. În momentul când li s-a calculat lor pensia, li s-a calculat conform acelui articol care prevede modul de calcul, fiindcă a ieșit pe pensie de invaliditate la data respectivă și i-a luat ca drept stadiu de cotizare necesar în funcție de gradul de invaliditate, probabil în jur la 12-15 ani sau cât i-a luat. Și atunci dumneavoastră a ieșit un punctaj mediu în plată mai mare de a rezultat această pensie. Practic, sunteți în... Poftim? Vă rog frumos să mă ascultați, domnule Monte. Eu am lucrat în condiții de handicap grav și am fost, punctele alea mi s-au împărțit la 10 pentru că am lucrat... Atât era necesar, atât conform legii, pentru gradul dumneavoastră de handicap. Doamnă, sunteți în aceeași situație cu cei care au lucrat la uraniu, unde s-a folosit drept stadiu de cotizare, 15 ani.
Există soluții și aici. Poftim? Și la mine, în subteran. Subteranul e 20. Numai la uraniu subteran este 15, iar ce spunem doamnei? Deci, că e cu doamnă, noi și plângea la părerea mea este în felul următor, că dacă acești guvernanți doresc, acest lucru se poate rezolva prin acele cele două proiecte care sunt la Senat, le punem cap la cap și vă spun, dacă se dorește, în 3 zile se poate rezolva. Bun, doamna, sunt două variante de lucru, că probabil viața mai bună. Domnule Leonte, în același buget de pensii care l-a stabilit cu Comisia Europeană. Domnule, dar când l-ai consiliat pe domnul Budei, ce ai spus? Dar nu spus domnul bine. Budei să zicea. În același buget, bun, domnule Leonte, n-are cum. Doamna Ciure, n-am terminat cu doamna. N-am terminat cu doamna, domnul Zeta, n-am terminat cu doamna. Doamnă, eu nu vă amețesc cum încearcă alții să vă amețească. Din păcate. Din păcate. Da. Pensia dumneavoastră asta diminuată nu vă va aduce nimic la indexare la 1 ianuarie. Ce pot să vă confirm este că veți primi în continuare această pensie de 3.353 de lei. Mai mult nu pot să vă spun. Că legile astea sunt făcute în așa fel încât să fie contra tuturor, nu în folosul cuiva. Multă sănătate, doamnă. Acum încercați să fac un experiment. Hai dați-mi-l pe domnul Ciolacu. Hai dați-mi-l pe domnul Ciolacu. L-aș fi rugat pe domnul Leonte să-l prezinte pe domnul Ciolacu, dar hai că zic eu. Ședință de guvern astăzi, de dimineață. V-am spus că este o presiune mare la guvernul României. Domnule, cum să facem în așa fel încât să nu explodeze mămăliga? Adică nemulțumiți, mulți puțin, domnul Zetea, sunt de acord cu dumneavoastră, nu știm acum, să nu facă vreo atmosferă de aia. Și a venit domnul Ciolacu în ședința de guvern, domnule, că facem niște chestii. Bun, ce facem noi? Creștem limita pentru tichetele sociale de la 2000 la 2210 lei. De ce? Pentru că noi am spus că vin punctele de stabilitate de cât? De un an, spunem. Da. Mâine e un an, mâine, poi mâine e un an. Și o să ia de la 1932 sar la 2005 lei și rămân fără tichetele astea de 250 de lei. Onor guvernul a zis, ce zic aia mă la emisiune? Ma, bun, gata. Crește. Bravo, creșteți! Doamne ajută! E o ajustare curată a inflației, adică e normal. Nu le terminați cu prostiile. Nici o ajustare curată. Este o ajustare electorală. Curești, și Doamne ajută să măriți, adică Doamne ajută să măriți tichetele sociale cu 1000 de lei. Acum se supărat și că face bine guvernul. Ia stați așa. Nu face rău. Cât e rata inflației, domnul? Păi ne-a dat acum, calculați după... Anul trecut. Bun. Rata inflației cunoscute. 10. Așa e în lege. Inflația cunoscută. Cea recunoscută. Cea recunoscută. Nu aia recunoscută. Aia cunoscută. Nu e din anul precedent, din celălalt an. Nu știu. Aia e cunoscută. Zice 10%, domnul Zete. Inflația de anul ăsta n-am cum să o știm. Corect. Așa e. Nu trecut an. Zice domnul Ciolacu, va fi majorat plafonul de venituri de la 1830 la 2020 de lei pentru cei care primesc medicamente compensate în proporție de 90%. Rău face domnul Ciolacu și cu asta. Stai, domnule, că nu am zis, eu prezint. Am zis eu ceva de rău, dumneavoastră a zis. Deci vedeți că sunteți la partidul ăla. Știu. Ce mai vreși? Pensiile recalculate nu se iau în calcul la ajutoarele la încălzire. N-am înțeles. Cu adică pensiile recalculate probabil nu se iau. Probabil că cele care au fost diminuate cele pe diminuate, hârtie... Da, probabil. Nu. De nu, ce? Cele care au crescut. Păi acolo trebuie, mă. Nu, cele care au crescut nu sunt luate, ca să nu depășească plafonul. Scrie aici pensiile care nu au crescut. Și cele care au scăzut. Și dacă au scăzut și acum, conform scăderii, au dreptul la ajutor de încălzire. Toate pensiile au fost recalculate. Toate pensiile au fost recalculate. Prin urmare, toate pensiile noi nu se iau în considerare pentru încălzire. Stați un pic, domnul Zetea. Este o greșeală de redactare la noi sau asta a spus domnul Ciolacu? Nu, dacă e greșeală. Pensiile recalculate nu se iau în calcul la ajutoarele la încălzire. Toate au fost recalculate. Nu, nu, nu. Domnul Botin, este foarte clar.
Dacă s-a calculat în plus, depășesc plafonul și nu se iau în calcul. Da, păi da. Deci pensiile recalculate în minus, așa, la care se aplică inflația, dacă acum prin recalculare au dreptul la ajutorul de încălzire, nu-l vor lua în calcul. Bun, deci în privința ajutorului de încălzire, pensionarii care erau eligibili înainte de recalculare vor fi în continuare eligibili indiferent de creșterea obținută în urma aplicării noii legi. Iau, se Păi e drept, stați! E drept că existau pensionari a căror pensie era de 2000 de lei și erau eligibili, da? Și pensia lor a crescut acum la 4000. Succes! Succes! Da, rămân eligibil. Da? La fel ca ăla cu 1281 de lei. Noiembrie 2024, martie 2024. Ăla care avea 4000 înainte și rămâne tot cu 4000 nu e eligibil. Ăla noi. Nu, sau da? cel care a avut 3000 și cum a fost doamna și prin recalculare s-a dus la 1000 și ăla nu e eligibil, dar la ăla aplici inflația la suma mică, dar la ajutorul de încălzire nu e eligibil. Bine. Cineva în laboratorul ăsta a făcut haosul ăsta. Haideți că am pe cineva e care haos. Nu ne poate suna, pentru că este măicuță la Mănăstirea Văratec. Lăsați-mă 10 secunde. A, da, măicuță, mai stai un pic, să zic că domnul Surugiu. Spuneți. Domnul, deci dacă l-auzeam pe premierul Ciolacu, că spunea, domnule, haideți să însănătoșim societatea românească, era altceva. Așa spune, domnule, le mai dăm 25 de lei sau cât dă, 250 de lei, să cumpărăm tot din supermarketul ăsta marfă proastă și de joasă calitate. Lască până la supermarket. Domnule, de asta avem atâta farmacii în țara asta, domnule. Nu v-ați săturat de ele? Asta e bună farmacia, domnule. Domnule, nu-i bună deloc. Deci, doamne, dacă sunteți bogat, vă cumpărați acid acetil salicilic. Nu-s bogat să spun. Domnule Onte, săracă și ia doar aspirină. Hai, cu Măicuța nu ne poate suna, doamna Măicuța. Măicuța, scuzați-mă. E la Mănăstirea Văratec. Băi, care n-ați fost la Mănăstirea Văratec și la Mănăstirea alea, suiți-vă în mașină, mergeți neapărat. Băi, nu se duc politicienii mereu. Măicuța noastră a primit decizii. Lasă-mă, păi, domnule, să zic. Dacă vezi duminică la Țebea ce se capă. Vai de mine că mor cu voi. Măicuța noastră a primit decizia cu pensia recalculată în măreața sumă de 775 de lei. Așa mult? Da. Asta înseamnă că primești 1281. Corect. Bun. A lucrat în total 24 de ani. Măicuța nu poate pleca de la mănăstire la casa de pensii să verifice. Și avem decizia domniei sale aici. Păi de ce nu poate? Că nu poate, că așa e... Că slujirea acolo. E regula ascultării. E slujirea acolo. Și Măicuța zice în felul următor. Cuantumul pensiei de asigurări sociale în plată. Asta e, 778. Femeia a lucrat 21 de ani. Da? Stagiu de cotizare contributiv 19 ani. Stagiu de cotizare necontributiv 2 ani, 2 luni și 14 zile. Cred că aici sunt concedii medicale sau vreo școală profesională. Da? Nu. Ceva. Puncte de stabilitate n-are până la peste 25 de, sunt 0. 9 puncte, 5-6, 5-7-5. Pensia are sistemul agricol. A, și sistemul agricol 5.72.55. Și are o uriașă pensie de 778 de lei. Dar nu scrie în decizia asta unde e la 1281. Păi nu mai scrie. Ceea păi unde-i, mă, frate? Întrebați-l pe domnul Zete, că i-am explicat chestia asta. Unde-i, mă, 1281 ăla? Unde-i 1281 ăla? Unde-i? L-a luat în armată. Eu sunt corect. Nu mă fac eu avocatul cardului acum, dracului, avocatul dracului. Ce-a făcut Zete, mă? A plecat, mi-a spus că trebuie să plece. Clar că cei care sunt sub primesc 1261. Așa va primi. 1281. Nu mai dați 1281. Fiți atenți acum. Care lege? Dragi pensionari din România. Articolul 100. Ceva mai devreme, domnul Surugiu spune că prețul gazelor a crescut cu 21%. Care e șmecheria? Șmecheria e în felul următor. N-a crescut prețul gazelor, ci tariful de distribuție. Adică ăștia n-au putut să umble la prețul gazelor și a crescut tariful de distribuție. Dar țineți-vă bine. Și la curent. Asta vreau să spun. Țineți-vă bine. Că domnul profesor Petrișor Peiu vine cu o veste de o să le dea cu toți pe spate. Doamna Ferraru, bună seara! Bună seara! Să rămână, de unde sunteți și ce ați lucrat toată viața?
Sunt din Brașov și am lucrat în turnătorie. Ați turnat? În grupa Andreea. A, glumeam. Unde? La ce întreprindere? Hidromecanica. Hidromecanica. Da, doamna Ferraro. Uite, avem decizia dumneavoastră de recalculare. Care e nelămurirea dumneavoastră? Deci, nu sunt lămurită cu recalcularea asta. Deci, la 25 de ani, 3 luni și 8 zile. Așa. Am 39 de ani cotizare realizat, 8 luni și 7 zile. Așa. Deci mie nu mi s-a dat nimic la pensie decât 20 de lei. Adică 0,0111, așa, punctele alea de stabilitate. Da, atât. Păi doamna Ferraro, vă explic eu că se uită domnul profesor, verifică acolo. Păi uite, astea sunt punctele totale de dinainte, 37,98 și ajunge la 37,99. Da, nu, doamna, înțeleg, să uită pe decizie, zice așa. Dar eu am... Nu, că aici e confuzia clară. Ia citește așa, total stagiu de cotizare realizat, 39 de ani. Da, stagiu de cotizare contributiv. Doamna Ferraro, ne uităm la stagiu de cotizare contributiv. 25 de ani, 3 luni și 8 zile. Ați avut grupă. 3 luni au dus și 0,0. Da, ați avut grupă și aia nu mai ia în considerare. Asta încerc să vă spun. În unele județe s-au luat și chiar în județul Galați. Și ne-a greșit. Păi casa de pensii că păi nu trebuie să dăm la toată lumea. Adică dăm la 100 de... Da, doamna Ferraro, ați luat-o. Dăm la tot, din, la niciun. Din păcate, să știți că decizia pentru dumneavoastră e corectă, dar nu e satisfăcută. Recunosc că am avut o emisiune extrem de ciudată și acum vine o veste extrem de proastă. Pensionarii se vor lua cu mâinile de cap și noi cu toții. Cum ai pensionari? Ia ziceți, domnul Peiu, ca să fie treaba. Domne, avem o premieră astăzi. Mâine vom plăti în intervalul orar 20-21-21-22 peste 1000 de euro megawatt-or. Ceea ce nici în 2022, când cu marea criză, nu s-a întâmplat. Ce înseamnă pentru mine chestia asta și pentru domnul Surugiu și pentru doamna Dăncilă? Asta înseamnă așa. La 1 aprilie 2025 va înceta sistemul actual de plafonare și compensare a prețurilor la electricitate și gaze naturale. Și va veni furnizorul și va zice: domne, am 40% din factura mea pe care trebuie să ți-o dau, vine din piața zilei următoare. Uite care sunt prețurile în piața zilei următoare, cele mai mari din Uniunea Europeană. Începând cu ora 18, vedeți, 464 de euro, 904 euro, 1021, 1004 euro. Și va zice... Că orice firmă pleacă de la prețurile actuale. Nici o firmă nu se va duce și va zice: a venit 1 aprilie, gata, mă duc jos cu prețul. Nu, va pleca de la prețurile maxim. Astea. Domnul Peiu, prețul ăsta este crescut artificial, intenționat? Nu, ăsta e prețul scot. Nu, ei au făcut un mecanism prin care ajung la acest... Cine a dictat acest preț? Hai să spunem. Bun, cine. Hai. Au murit fotovoltaicele la ora 18 și cine a venit să ofere energie de compensare, de echilibrare? Firma statului, Hidroelectrica. A venit și a zis: bă, băieți, vreți energie? 1000 de euro megawatt-oră. Ma. Firma statului, deținută de stat în proporție de 80%. 80%. Domnul Peiu, două întrebări. Nu făcea asta fără acordul Guvernul. Două întrebări, prima dintre ele, Hidroelectrica se cheamă că e energie verde? Este energie verde. Și de ce are certificate verzi? Păi ea oferă în piața de echilibrare. Okay. A doua întrebare, este adevărat că există în România la OMV, la Ploiești, un grup de cogenerare care ar asigura 2/3 din consumul României? Nu ar asigura 2/3, are 800 de megawatts putere instalată, dar este foarte rapid. E o centrală pe gaz modernă. Și care mereu e buba.
e în mentenanță, nu? Și mai e o problemă. Nu mai e nicio problemă. Am închis grupul 800, importăm din Ungaria 800. De funcțiune. Am înțeles. Bun, Delia Vrânceanu, imediat, doamnelor, domnilor, Prime Time News, mulțumesc invitațiilor. Delia, bun găsit. Laurențiu, bună seara. Avem detalii despre intervenția contra cronometru din capitală, unde o țeavă de gaz a explodat chiar în mijlocul intersecției. O bucată mare de asfalt a fost aruncată în aer efectiv, iar pompierii au intervenit de urgență. Unde s-a întâmplat? Cum s-a intervenit? Din ce cauză s-a produs explozia? Venim imediat cu o transmisiune specială chiar de la fața locului. Guvernul acordă facilități pe bandă rulantă pensionarilor și vine cu declarații care să mai îndulcească amarul bunicilor nemulțumiți de recalculare. Cei care dovedesc că li s-a aplicat eronat recalcularea vor primi un răspuns prioritar, a anunțat astăzi premierul Marcel Ciolacu. Întrebarea este, cum pot demonstra bunicii că recalcularea a fost făcută greșit? De ce documente este nevoie? Ce se întâmplă cu tichetele sociale? Avem toate răspunsurile de la ora 20. Mergem de asemenea și pe litoral. În Constanța, ploile torențiale au lăsat dezastru în urma lor. Zeci de gospodării au fost luate de ape și sute de oameni au rămas pe drumuri după prăpădul care a venit exact în debutul programului Litoralul pentru Toți, de care pot beneficia și cei cu posibilități reduse, pentru că tarifele, așa cum știți, sunt cu până la 70% mai mici. Care este planul autorităților? Ce se întâmplă cu plajele? Aflați imediat de la ministrul Radu Oprea, este invitat special la ora 20 la Prime Time News. Vă aștept cu acestea, dar și cu alte informații. Laurențiu, mulțumesc! Mulțumesc și eu, Delia, ne vedem mâine la 6 fix aici în 100%.